potrivit, poate pune în valoare întreaga încăpere sau din potrivă. De aceea mergem acasă la specialiști pentru a lua notițe. Astăzi descoperim voioza Philip Stark, creată ca un omagiu pentru Frank Sinatra, cu celebra lui pălărie de Panama pe post de abajur. Veți vedea corpuri de iluminat iconice care se reditează cu succes an de an încă din 1958. Sau veoze pe care le încărcăm la priză exact ca un telefon mobil. Dacă doriți un candelabru unicat pe care să-l puteți personaliza la comandă, există și așa ceva. Descoperim opțiuni pentru toate gusturile și buzunarele. Senzația de casă primitoare este dată de iluminatul ambiental. Avem alături de noi Pana Maria Chira, reprezentantul showroom-ului de corpuri de iluminat de pe strada București, care ne va uh, povesti câteva lucruri despre uh, ceea ce vedem aici în jurul nostru. Bună ziua! Bună ziua. Bine ați venit! Spuneți-ne, uh, vă rog, de ce este important să avem o lumină de calitate în încăpere? Iluminatul va pune într-o încăpere în evidență absolut toate celelalte elemente de decor. Va face să vă simțiți bine primit, va pune în evidență celelalte lucruri pentru care ați muncit pentru interior, dacă este ales cu grijă, cu siguranță, vă veți simți bine și din punct de vedere psihic, de exemplu, dacă vom dima lumina așa cum trebuie, vom avea pentru zona de lucru, dacă o încăpere este multifuncțională în momentul în care lucrăm mai multă lumină, dacă vrem o zonă de relaxare, putem să Adimăm, avem mai puțină lumină. Spuneți că uh, modul în care putem regla intensitatea luminii sau chiar tipul de lumină este foarte important pentru uh, destinația încăperii respective. De exemplu, pentru o bucătărie, ce ne recomandați? Pentru o bucătărie, aș recomanda un iluminat general, dat de spoturi, un iluminat decorativ la locul de masă și un iluminat local la zona de lucru. Zona de lucru fiind uh, zona da, caldă, unde... plita, blatul. Da, Exact, da. care se poate face ușor cu niște leduri. Uh, în ceea ce privește lumina caldă sau rece, cred că la nivel de necunoscător este uh, singurul lucru pen, uh, pentru care diferențiem ușor un corp de ilumina de altul. Care e diferența și ce să alegem? Uh, noi pentru zonele. Ca cu scasnic recomandăm lumina caldă, 100%. Dar după dorința clientului putem să echipăm corpurile și cu lumină rece. În principiu pentru zona uh, casnică recomandăm lumina uh, caldă, pentru zonele comerciale recomandăm lumina neutră. Dar asta este așa general vorbind. Există temperaturi de culoare speciale pentru zonele comerciale, pentru panificație, pentru zonele de carne, pentru zonele de legume, în general vorbim, alegem cald sau rece. În funcție de, de ceea fapt, ce dormi, dorim da. să transmitem. În funcție și de cum se simt clienții bine. Sunt clienți care nu suportă lumina caldă, oricât de mult o recomandăm. Ei vor lumină rece. Uh, Spuneți-mi, uh, în ceea ce privește diferența între a cumpăra uh, niște becuri uh, pentru corpurile de iluminat, becuri pe LED sau becuri cu halogen. Care e diferența? În principiu, tehnologia LED a evoluat atât de mult încât putem folosi becurile LED pentru orice aplicație. Pentru orice corp de iluminat există o aplicație LED. Deci LED-ul este în, mod, în momentul de față cea mai bună soluție. pentru. Din punctul de vedere al economiei pe care putem să o facem? Sau există și alte avantajă? Din punct de vedere al economiei, din punct de vedere al duratei de viață, nu trebuie să intervii un corp, tot intervenind la el se poate strica mai repede, tot schimbăm becurile. Sunt becuri LED cu cu durată de viață de până la 50.000 de ore de funcționare. am și de o garanție care se oferă pentru aceste vecuri cu da. până la 2 ani, poate chiar și mai mult. Da, garanția este în principiu până la 2 ani, între un an și 2 ani. Durata de viață este mult mai lungă, nu este identică cu garanția. Am înțeles. Avem în spatele nostru foarte multe corpuri de iluminat spectaculoase. Ce se mai poartă anul acesta? Ce cumpără cel mai mult clujenii? Se poartă foarte mult materialele, materialele prime, a metalul și formele foarte simple geometrice. Nu atât de mult forma contează în acesta ci tehnologia încorporată în corpurile de iluminat, tehnologia LED, posibilitatea de dimare, posibilitatea ca aceste dispozitive să fie controlate prin diverse aplicații, gen smart home, posibilitatea de a le controla de pe telefon, de pe tablet, Posibilitatea de dimare, am auzit acest termen special, este vorba de uh, posibilitatea de a regla intensitatea luminii sau da, altceva. De a regla intensitatea luminoasă a fiecărui corp după cum ne simțim noi bine, după cum, după cum ne place, după cum vrem să folosim o încăpere, poate fi multifuncțională și atunci. Sau, De exemplu, în dormitor, poate, uh, într-o prima etapă dorim un iluminat de, de ansamblu, după aceea dorim să reducem intensitatea veiozelor pentru a citi ceva. Da, se poate, aproape orice corp de iluminat uh, poate fi dimat. În uh, ceea ce privește iluminatul în baie, în jurul oglinzilor, ce recomandați? Noi recomandăm totdeauna pentru, oglinzi, pentru băi, în primul rând, două nivele de lumină. Un iluminat general pentru partea de pentru încăpere și un iluminat local la oglindă pentru a avea bine pusă fața în evidență, pentru a putea re realiza machiajul, barberitul și... Deci în momentul în care ne machiem în baie, trebuie să avem un iluminat din toate direcțiile care să îndepărteze orice umbră. Da, cel mai bine ar fi să avem două planuri de lumină în băi, totdeauna. Și iluminatul general și iluminatul oglinzii. Se mai poartă candelabrele cu brațe acelea care, pe care le regăseam în orice living acum câțiva ani? Da, se mai poartă. se poartă ceea ce ne este potrivit cu spațiul nostru, în primul rând. Se, mai, se poartă în continuare amenajările clasice, deci va trebui să intervenim cu un cordelinat clasic. În ce măsură, Clujanii cumpără aplice? Observă că aveți o varietate foarte mare de aplice și de multe ori ele chiar iau locul corpurilor principale de iluminat, cele de tavan. Nu în așa mare măsură, cum le vedeți prezente în magazin, din păcate. Încă la noi mai există ideea corpului de iluminat central în tavan. Deși uh, cele focusate, spotate pe uh, un obiect anume de decor din încăpere, probabil că pot să, nu știu, să uh, aducă un focus de lumină pe un tablou, pe o operă de artă în mod special, ceva ce dorim să scoatem în evidență. Da, este adevărat. Doar că în momentul în care ajungem noi la o lucrare, în etapa în care mai pot fi, mai putem trage fire să intervenim cu aceste obiecte de iluminat, este ok. Dacă nu, cum vă ziceam... De obicei, rămân clienții cu un corp de luna central. Cine apelează la un arhitect, la un designer, la o consultanță de specialitate, da, va avea un iluminat potrivit, mai multe planuri de lumină, corp de luna central, spoturi, aplice, tot ce este potrivit. Uh, doriți să ne spuneți că este important să apelăm la un um, arhitect, proiectant, designer de interioare încă din faza de proiect? pentru a avea o viziune finală de ansamblu a camerei pe care dorim să o iluminăm, pentru că la final e un pic cam inestetic să tragem altă fire, nu? Da. Da, recomandarea noastră este să, să acceptați sfaturile specialiștilor sau cel puțin să încercați să le gândiți din timp și să le filtrați prin necesitățile dumneavoastră oferiți la showroom-ul dumneavoastră sfatul, sfaturi de acest gen, consiliere, dacă clienții au nevoie? Da. Noi avem consiliere pe domeniul, inclusiv pe domeniul tehnic, execuție, implementare, implementare sisteme smart home. Ce înseamnă sisteme smart uh, home în ceea ce privește iluminatul? Sistemele Smart Home, așa sunt un termen general, e un sistem de casă inteligentă care ne ajută să controlăm lumina în încăpere, să avem diverse scenarii de lumină, să putem să ne controlăm lumina de la distanță. Așadar, avem un fel de telecomandă universală sau un panou de control de, de pe care putem seta intensitatea luminoasă în orice încăpere? Da, avem un touch. Da. General, de pe care putem seta nu doar iluminatul și partea de control acces, putem seta absolut orice poate fi controlat în casă: temperatură, iluminat, interfonie înglobate de la începutul proiectului sunt foarte utile pentru fiecare dintre, dintre, clienții noștri. Servicii foarte utile pentru orice locuință. Din ceea ce ne înconjoară, spuneți-ne care sunt, nu știu, cele mai solicitate corpuri de iluminat de către clienți, așa, 3, 4, 5 corpuri de iluminat pe care le regăsim aici în jurul un nostru. dintre cele mai în trend corpuri de iluminat este acest corp de iluminat, da, Care este chiar în trend în momentul acesta? Sau Candelabru din vitrină. Candelabru respectiv a fost creat în 1958 și se produce în continuare. Deci, practic, se reeditează ca o carte bună an de an? Da, nu a fost niciodată întreruptă producția lui. Este unul dintre cei mai celebri furnizori de corpuri de iluminat din, din lume. Lucrați cu uh, producători din străinătate sau aveți și producători din România? Din păcate nu avem niciun colaborator la noi în țară, avem furnizori doar din Italia, Spania, Germania. Păcate producție, nu, nu se face. Noi oferim clienților de pe zona de comercial posibilitatea de a-și face candelabre custom-made, candelabre acelea gigantice. Care Există posibilitatea aceasta de a-ți uh, desena și crea singur uh, pentru un candelabru uh, personalizat? Da, este plin orașul nostru de candelabre uh, proiectate și realizate de noi. Din ce am auzit până acum, și s-ar putea să mă înșel, sunteți printre foarte puținii care produc asemenea candelabre? Da, cred că suntem printre puțini, cel puțin din zona noastră din Transilvania, cred că suntem singurii care producem așa, așa ceva. Bine, în colaborare cu partenerii noștri care ne fac structurile metalice, noi facem implementarea de lumini. Puteți realiza un candelabru pentru orice gust? De exemplu, dacă dorește cineva un candelabru din uh, alamă sau inox, sticlă, hârtie de orez, nu știu, lemn? În principiu lucrăm parte de metal. Da. Partea de sticlă o producem în, uh, în Italia. Vin, vin părțile de sticlă pe care le, le pliem pe structurile noastre metalice uh, și principalul metal cu care lucrăm este alama, care este și cel mai trend metal da. în momentul de față. Deci anul acesta, numărul 1, este Lama. Cum procedează concret un client care dorește un candelabru personalizat? Vină cu o fotografie pe care o găsește într-o revistă sau desenează ceva? Ori îi propuneți dumneavoastră două-trei variante în funcție de discuția pe care o aveți? În principiu, clienții, persoane fizice vin cu o poză. Pe ca... și noi încercăm să-i ajutăm, le facem un desen, o schiță tehnică, colaborăm cu un arhitect care ne face toate cotele. Persoanele juridice, hotelurile, restaurantele de obicei vin cu planșele gata făcute de arhitecți. Nu vă incomodează deloc dacă vine clientul cu o poză și trebuie să o redesenați la scară. Mă gândesc, poate vede un candelabru fantastic din holul unui hotel, dar este mult prea somtos, prea mare pentru locuința personală. Nu ne deranjează dacă se poate face. Nu facem copii unul la unul după candelabrele care deja sunt ale unor blenduri celebre. De obicei facem, realizăm candelabrele arhitecților din Cluj viziunea lor, desenele lor, nu copiile candelabrelor care scumpe, nu. Deci lucrați cu uh, designer de interioare care vă personalizează practic până fiecare candelabru, uh, chiar dacă e asemănător cu cel din poză, până la urmă fiecare este un unicat în sine. Cu siguranță. Am avut alături de noi pe Ana Maria Chira, reprezentantul showroom-ului de corpuri de iluminat suntem alături de o veioză foarte specială, un tribut adus lui Frank Sinatra. Mai spuneți câteva cuvinte? Da. Este o veioză creată de Filiu Stark, ca un tribut adus lui Frank Sinatra, dar încorporată în ea ultima tehnologie LED. Este un LED dimabil, de o putere foarte mare. El a fost, um, ea a fost gândită ca un tribut pentru Frank Sinatra și inspirată din felul în care își punea pălăria în cuier. Și ea este, de fapt, un suport pentru această pălărie. Lumina este filtrată în funcție de cum aranjați noastră pălăria. Uh, trebuie să mai menționăm că este o pălărie de Panama veritabilă. Da. Uh, Veiozele vin livrate cu o pălărie veritabilă de Panama. Și este un atu în plus pentru clienții care cumpără acest tip de corp de iluminat pentru a beneficia și de o pălărie pe care o pot utiliza în alte ocazii. Cu siguranță. Au incorporat tehnologia LED de ultimă generație și o pălărie veritabilă de Panama. Avem o altă veioză iconică este vorba da, este vorba despre, despre o voioză creată în 1962 de Achille Castiglioni, unul dintre cei mai celebri arhitecți ai vremii și ai vremurilor noastre. În inițial, veioza funcționa cu un halogen de 100W. de w. Acum avem încorporat un LED dimabil de ultimă generație. La fel, se bazează pe lumina indirectă, pe lumina filtrată. Această cupolă poate fi mișcată în funcție de dorința noastră, astfel încât avem o lumină reflectată, a, așa cum ne -o dorim. Orientăm spotul de lumină în ce direcție, în ce direcție dorim? dorim. LED-ul este de asemenea dimabil, un LED de putere mare, dimabil, astfel încât să beneficiem de toată de puterea LED-ului dimabil, să vedem că dimă în Veioza, dimă vine încorporat în întrerupătorul Veiozei. Clienții dumneavoastră sunt niște clienți informați, cunoscători. În momentul în care vin și le arătați această uh, văioză, cunosc. Uh, surprinzător pentru noi, o parte din ei, da. Pe, o, pe cealaltă parte, o informăm, uh, o informăm noi, suntem aici ca să ne informăm clienții, să-i consiliem, să-i ajutăm să ia cele mai bune hotărâri pentru necesitățile lor. Uh, mai aici o veioză foarte specială. Avem aici. Uh... Se încarcă la priză, asemenea unui telefon mobil. Da, este o Veoza și numele ei uh, aduce a ce este ea. Veioza se numește fale 1000, se încarcă la priză, uh, are un ciclu de încărcare de cam de 40 de minute și apoi are o autonomie de 3 ore. Ea este. se pretează și pentru exterior, puteți să o folosiți pe terasă, pe exterior rezistă la ploaie, umezeală, vânt. Este o veioză, de fapt, o veioză mobilă, o putem folosi ca lanternă da. sau orice da. ne dorim noi. Uh, mai spuneți-ne câteva cuvinte despre uh, acest corp de iluminat spectaculos deasupra noastră, ce avem? Avem o pălărie și numele... Corpului de eliminat este Madam, este o pălărie cu diametru de un metru și, surprinzător, poate fi folosită deasupra unei mese, în bucătărie deasupra unei mese la locul de luat masa, deasupra patului de dormitor, ea vine pe alb sau pe negru și este un corp de eliminat cald, plăcut, pe care chiar clienții și-l doresc în casă. Cu tot iubim senzația de vacanță pe care o trăim în camera de hotel cu podele acoperite de mochete pufoase. Mocheta poate fi montată peste orice pardoseală, așadar mai este nevoie să montăm parchetul vechi în cazul în care dorim să împrospătăm aspectul încăperii. Mocheta nu împiedică propagarea căldurii dacă vorbim de încălzirea prin pardoseală, iar întreținerea ei este foarte ușoară, folosim doar aspiratorul. Care ar fi celălalt avantaj al alegerii mochetei aflăm acum de la specialistul de astăzi. Suntem alături de domnul Dragoș Victor, directorul magazinului de mochete, covoară și pardoseli. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Spuneți-ne ce avem în spatele nostru. Avem o gamă foarte largă de mochete, de toate culorile, texturile. Uh, în spatele noastră, da, într-adevăr, mochetele pe care le comercializăm noi. Um, ca și fapt, cumva, mocheta ca și pardosea într-o încăpere este utilizată foarte, foarte mult în Europa. Drept dovadă și numărul foarte mare de cromatică și modele de, de mochetă pe care le avem. De ce mochetă? De ce ar alege clujenii uh, tipul acesta de acoperământ pentru pardoseală și nu un covor sau de ce nu parchetul? Mocheta este un produs care poate fi... Uh, cu ușurință montat în orice încăpere, pe orice tip de substrat. Aici putem să vorbim de beton, putem să vorbim de lemn, de ceramică. Plus că poate să satisfacă nevoile fiecărui client în parte. Aici putem să vorbim de zone comerciale, de hoteluri, de restaurante, terase. Putem să vorbim de zone business, birouri, instituții publice și putem să mergem și pe zona rezidențială. Um, aici, inclusiv parte de living, dormitoare, uh, sistem de trepte. Există, ați pomenit de sistemele de montare a mochetei. Cât e de complicat să cumperi o mochetă și să montezi de unul singur dacă nu apelezi la un specialist? Um, în principiu, nu este un lucru foarte complicat. Uh, noi încercăm să ajutăm clienții cât mai mult posibil ca să facă niște măsurători corecte, ca să vadă exact, să-și facă necesarul de materiale care au nevoie. Poate că partea dificilă ar interveni în momentul în care doriți să lipiți mocheta. Pentru că ca și sistem de montaj permite fie să fie întinsă pe jos, fără pe substratul care există, sau se poate monta prin lipire. Tehnic vorbind, partea lipită sau montajul prin lipire poate să crească durata de utilizare a mochetei și durata de viață a acesteia. Așadar, putem să montăm mocheta prin lipire sau pur și simplu să o așezăm pe, peste ceva anume? Ce este acest ceva anume? Un linoleum, un, o folie de plastic, un buretă? Se poate monta ca și substrat pe, pe zone de beton, cum am zis, zone de ceramică, zone de lemn. Um, există diferite tipuri de izolație care se pun sub mochetă pentru a-i putea crește gradul de confort. Păi, Avem aici în spatele nostru un da, gen de izolație? E acest tip de izolație cu care are în componență granule de cauciuc. Granulele respective uh, sunt cumva antiderapante pentru mochetă, nu-i permit să alunece, plus, uh, datorită cauciucului din consistență, ajută să-și revină mocheta la forma inițială. Asta în ideea în care, nu știu, mutăm un mobilier de pe mochetă și rămâne urmă de la picior. Și uh, rămâne și senzația aceea de te scufunzi în mochetă. Da, îi crește gradul de confort foarte, foarte mult la mochetă. Prin ce diferă calitatea unei mochetă comparativ cu o alta? Uh, este vorba de un uh, număr de fire, 10-100 de fire pe centimetru pătrat, ca și în cazul covoarelor? Sau avem alți indicatori de calitate? și nu știu, plăcere în apă și pe el? Ca și indicator de calitate putem să, să vorbim aici de mochetele care sunt pentru zonele comerciale, care sunt cu un fir scurt pentru a se poate să, ca să, să poată fi întreținute foarte ușor și a, aici vorbim de un număr foarte mare de noduri pe, pe metru pătrat sau de fire pe metru pătrat, e vorba de sute de mii de noduri sau fire da. și plus suportul pentru mochetă. Suportul este foarte important, cel puțin în zonele comerciale. Când spuneți suport, vă referiți la uh, spatele mochetei? Da. Suportul pe care vine, vine lipită mocheta. Asta e un suport powerback, așa zice. E varianta din pâslă pentru el sau există variantele din, din iuta. Astea sunt cele mai comune pentru zonele de, zonele de comerciale sau zonele cu trafic intens. Prin ce diferă cele două? Are vreo relevanță pentru noi, consumatorii finali, dacă cumpărăm un tip de mochetă sau altul? Cel puțin parte de iută, care se utilizează în mare parte în zonele comerciale sau pentru proiectele mari, de sute de metri, unde vine montajul. La proiectele mari se recomandă lipirea mochetei direct de substrat. Și atunci, datorită suportului de iută, adezivul se prinde mult mai bine pe intrând în găurele de la iută, face o priză mult mai bună da, cu șapa pentru ele. Iar varianta de puzzle e varianta care ajută cumva la confortul mochetei. Datorită grosimii puzlei, creșteau și gradul de confort al mochetei. Pe suport de puzzle ai o senzație mai plăcută în momentul în care pășești, pășești pe ea. Da. Iar în ceea ce privește mocheta pentru uh, locuințele personale, văd aici cu mochetă cu fir mult mai lung, mult mai pufoase. Uh, aici, uh, cum le alegem? Uh, în funcție de ce alegem calitatea, excluzând, hai să spunem, prețul? Aici, uh, cum vă ziceam și mai devreme, deja mergem pe o variantă de semi semiprofesională. În ce sens? Uh, Suportul mochetei uh, e un suport dublu. Adică aici avem combinația între pâzlă și iută. Tocmai pentru datorită suportului au reușit să scoată un produs rezidențial cu clase de trafic foarte mare. Datorită suportului și datorită numărului mare de fire care sunt prezent pe, pe mochetă. Și aici vorbim tot așa de densitate de 200 de în funcție de model pe metru pătrat al firelor. Așadar avem uh, atât rezistența la uzură cât și uh, plăcerea de a călca pe ea și moliciunea mochetei. Exact. Exact. Toți suntem la capitolul mochetă cu fir scurt. Este ceea ce se numește mochetă de trafic intens? Da, mochetele profesionale au și o clasă de trafic mare pe ele. Mergem deja pe clase de trafic comerciale, medii sau intense. Iar în locuințele noastre, unde am putea folosi tipul acesta de mochetă cu fir scurt? În holuri sau, nu știu, pe, pe scările de acces la etaj? Mă bucur că m-ați întrebat lucrul acesta, pentru că mochetele profesionale de obicei sunt mochetele care au diferite forme, culori sau... Au uh, un anumit pattern, un anumit tip, pattern. tip, da, exact. E, care, probabil că într-o într zonă rezidențială, nu ar fi tocmai potrivite. Și atunci, ca producătorii de mochete, ca să poată să bine. Um, stilul modern cu stilul clasic, cu... Uh, ca să fie cât mai aproape de client, de necesitățile lui, au mers pe mochete sau variante de mochete semiprofesionale. Aici vorbim de mochete care au un, uh, un fir mult mai, mai moale, mai soft. Uh, Lungimea da. firului este mai mare, observă. Variază lungimea firului în funcție de, de dorința clientului, dar uh, ajung deja să fie variante de mochete care au clase de trafic traficaznice intense spre comercial moderate. <coughs> și atunci, cumva, se apropie de client și oferă o variantă semi-profesională de mochetă, care să și reziste în încăperi și în casă, și care să fie și uh, la un nivel foarte înalt în ceea ce privește calitatea firului. Uh, spuneați ceva de un suport ceramic. Uh, vreți să spuneți că se poate monta peste gresie mocheta, uh, și da, se poate? Se poate monta inclusiv peste zona de gresie, uh, Singurele, uh, să zic așa, cerințe care ar trebui să fie: ca substratul să fie drept, fără denivelări, pentru că orice denivelare se va transmite automat la, la mocheta ulterior. Iar uh, să nu aibă umiditate, să nu fie umiditate, mucegai sau alte probleme care ulterior s-ar putea transmite la mochetă. Uh, cum putem să montăm o mochetă peste o suprafață care are încălzire prin pardoseală? Există posibilitatea aceasta sau nu e indicat? Uh, în Europa cel puțin în ultimii ani de zile, uh, sistemul sau în Europa se folosește sistemul de încălzire în pardoseală de foarte mulți ani de zile, să zic așa, în România de curând a apărut acest sistem. Iar producătorii de mochetă s-au uh, pretat la ceea ce, la cum merge piața, și în mare parte, să zic, undeva la 80% dintre modele de mochete existente sunt pretabile și pentru sistemul de încălzire în pardoseală. Uh, în cazul acesta există două variante de montaj, se pot monta lipit direct pe, pe șapă da. sau există și o variantă de izolație, ceva asemănător cu acest izoterm care să confere și o, o un, grad de, un grad mai mare de. Um, sau o clasă mai mare de confort la mochetă. Uh, există posibilitatea ca prin montarea unei mochete peste un sistem de încălzire în pardoseală să reducem emisia de căldură din pardoseală, deci practic, centrala merge, uh, dar nu mai simți aceeași căldură în încăpere confortul termic, gradul de confort scadă pentru că mocheta estompează? Uh, nu. În principiu, sau dacă ar fi să ne luăm după fișile tehnice ale fiecărui produs, uh, rezistența termică a unei mochete pentru sistemul de încălzire în parduseală este echivalentă a unei pardusel triplu stratificate lipite. Deci, din punctul ăsta de vedere, uh, timpul de încălzire în casă este identic cu varianta de stratificat lipit. Uh. Spuneți tine, care sunt încăperile cele mai solicitate de către clienți pentru a fi decorate cu mochetă. Dormitorul mă gândesc că este o încăpere clasică. Dormitorul este într-adevăr cam prima opțiune pentru clienții noștri la varianta de mochetă. Asta datorită confortului foarte mare pe care ți-l ți poate oferi o mochetă. Aș putea să spun că nimic n-ar fi mai plăcut decât o dimineață din aer corosă în care te dai jos din pat și simți un substrat căldut sub picioare. Asta oferă de fapt mocheta. Plus că ca și variantă de, de produs, uh, colegii mei mai fac o glumă și spun că poți să pășești pe ea, poți să stai pe ea sau poți să dormi pe ea, pe anumite modele care sunt foarte, foarte pufoase și fine la atingere. De ce mochetă și nu covoare în acest caz? Eu mă pot gândi la partea estetică și la faptul că un, o mochetă vizual extinde camera, îți dă senzația unui, unui spațiu mai amplu. Ar fi și altă avantajă? Sunt multiple avantaje la utilizarea mochetei într-o zonă rezidențială. Printre acestea ar fi izolarea termică. Foarte bună a mochetei, izolarea fonică foarte bună a mochetei. împrospătarea cumva aerului din încăpere datorită faptului că reține praful, mocheta și nu permite să fie eliberat în aer. În ceea ce privește izolarea termică cel puțin, poate să reducă consumul de energie foarte foarte mult montajul unei mochete în dormitor sau în încăpere. În ceea ce privește zona sau parte de izolare fonică produce, absorbe sunetele din încăpere, fără a mai fi sunete ascuțite sau fără a se propaga foarte, foarte tare către vecini. Deci putem spune că îmbunătățim relația cu vecinii, fără zgriatul mobilelor Așa, când le mutăm? Poate să, fie, poate să fie un avantaj al utilizării mochetei. De asemenea, putem spune despre mochetă că este un produs anti-alunecare, din acest punct de vedere, iar este un avantaj al utilizării mochetei. Evităm accidentele prin alânăcare pe covoarele de dimensiuni mici? Da, și asta se poate întâmpla. Plus, statistic vorbind, reprezintă și un avantaj pentru persoanele care au copii mici. În ideea în care, uh, datorită densității mochetei și dacă folosim și substratul respectiv, uh, reduce cumva impactul undeva la 7-10%, impactul cu, cu pardoseala. Cu și, uh, uh, tot așa, statistic vorbind, uh, copiii care beneficiază de mochetă în dormitoare învață să umble mult mai repede față de cei care au pardosiera din lemn sau alt material. Asta Atem. datorită faptului că copilul începe să prindă încredere și știe că nu se lovește. Există mochetă pentru exterior? Uh, într adevăr, sunt soluții de mochetă și pentru zonele exterioare, locuinței. Uh, putem vorbi despre terase care sunt uh, acop fie acoperite sau fie deschise, sau putem vorbi inclusiv de parte de amenajarea spațiului exterior printr-o printr mochetă care imită iarba foarte, foarte bine. Este ceea ce numim în mod curent acea iarba artificială. Exact, da? e vorba de iarba artificială. Uh, ca și sistem de montaj, tot așa, vin lipite pe exterior, da. tocmai pentru a evita să se adune, să se strângă mocheta, să se facă anumite cute. Și ca și parte de uh, drenaj, să zicem așa, în caz de ploaie, fiecare mochetă are... Uh, orificii pentru scurgerea apei, în așa fel încât apa să nu stea, să nu stea pe mochetă. Evident că trebuie dată și o pantă și calculați anumiți factori. Externi, asta vreau dar... să vă întreb. În, ce măsură rezistă cu adevărat la ploile torențiale pe care le trăim în ultima perioadă? nu știu, nu mucegăiește acel substrat pe care o aplică? Nu, nu mucegăiește asta datorită faptului că trebuie să-i să asigurăm un drenaj destul de bun mochetei exterioare dar este o soluție pentru zonele de terase. Uh, am avut clienți care au optat pentru așa ceva uh, la balcon, un balcon mititel, dar uh, făcut în așa fel încât să fie cât mai aproape de natură. Și rezistă și la la ninsoare, la îngheț în momentul în care vine sezonul rece. Se comportă. În momentul în care vine sezonul rece, uh, nu ar afecta absolut deloc mocheta, dar dacă există soluții de întreținere, de acoperire, ar fi, ar fi foarte ok pentru a crește durata de viață a mochetei. Am înțeles că mocheta de interior se aspiră uscat sau cu apă. Ce facem cu cea de exterior? Cum o putem întreține în momentul în care începe ar să arate urât? Aici aș merge cu variante de întreținere prin sau cu turbine care suflă. Ele. Asta ca să îndepărtez resturile de frunze sau ce apar pe, pe mochete. E destul de dificil să aspiri o mochete exterioară, și atunci să merge pe varianta asta de suflare. Da. Și astfel, prin această turbină, putem îndepărta, nu știu, frunzele uscate, frunzele iarba, uscate iarba uscată iarba care ajunge printre firele da, acestea, da. Mocheta ca și avantaje, pot să fie avantaje financiare, în primul rând, pentru că sunt atât de multe variante de mochetă și care spre, sunt cumva concepute pentru fiecare buzunar. Uh, plus partea de montaj foarte, foarte ușoară a mochetei care nu implică uh, mare deranj în locuință. Aici am putem referi la clienții care vor să prospoteze puțin locuința, și nu vor să-și facă un deranj mare să scoată pardoseala veche sau să facă anumite îmbunătățiri. În cazul ăsta, mocheta se poate monta pe pardoseala veche și fără să se implice alte costuri suplimentare. Deci, mocheta o putem monta uh, inclusiv peste parchet, parchetul din lemn masiv sau parchetul din pal? Da. Se poate monta inclusiv peste parchetul din lemn masiv sau uh, parchetul laminat sau știu eu ce uh, tip de pardoseală este existent acolo. Trebuie să dă bun la nu, singurele condiții, ce am zis și mai devreme, să fie dreaptă parduseala, să nu miroasă, să ce gai sau să nu aibă umiditate în ea. Și atunci se poate monta fără nicio, nicio problemă. Iar un montaj din asta rapid asigură până la urmă o împrospătare a locuinței foarte rapidă și cu, cu un efort foarte mic. Tipurile de adeziv uh, diferă în funcție de suprafața pe care montăm mocheta. Dacă, de exemplu, vreau să montez mocheta la mansardă, iar podeaua este din lemn, nu există o șapă de beton, folosim alt tip de adeziv pentru mochetă, uh, comparativ cu, nu știu, o, o mochetă la parter în living, care trebuie plasată peste o podea din plăși ceramice pentru că vrem să schimbăm aspectul. Um, adezivul utilizat pentru lipirea mochetei, uh, aș putea să zic că este unul universal. În schimb, uh, există un anumit tip de amorță care se dă ca să se facă priza între adeziv și substratul existent acolo. Uh, produsele care se utilizează sau cu care lucrăm noi sunt produse acrilice pe bază de dispersie de apă, deci în momentul în care se usucă apa din adeziv se lipește de șapă. Um, iar ca și uh, montaj se poate monta fie pe laterale doar cu adeziv sau se poate lipi întreaga mochetă. Cum facem cu scările? Dacă avem niște scări interioare și dorim să le îmbrăcăm în mochetă, putem să cumpărăm, nu știu, un rulou de mochetă care să le acopere dintr-o singură bucată sau trebuie să le tăiem? Cum recomandați? Pe partea de sistem de scări, acum, ca și colaboratori cu care lucrăm noi pe partea de montaj de mochete, uh, ei procedează sau ei taie mocheta pe fiecare treaptă în parte. Uh, ca și sistem de montaj, mocheta vine lipită, iar datorită sensului, de, sensului firelor pe fiecare mochetă în parte, se face binare între mochete în așa fel încât să nu să fie uh, sesizabil faptul că a fost tăiată în zona respectivă. Uh, Adică va fi necesar să achiziționăm un rulou mai mare pentru a putea face toate tăieturile, dar ca și sistem de montaj cam așa ar fi. Plus că este o variantă destul de ieftină din punctul ăsta de vedere, făcând o comparație cu celelalte materiale, nu știu, lemnul sau marmura sau alte materiale care se utilizează pentru sistemul de scări, plus că este o variantă super rapidă de montaj. Uh, spuneți mi uh, în ceea ce privește știu, motivele pentru care cumpără cineva uh, mochetă pentru a-și uh, a-o monta în toată casa, e, e și senzația aceea pe care o caută oamenii de a fi ca, ca într-o cameră de hotel? Uh, senzația de vacanță, de libertate pe care o ai și o regăsești într-o cameră de hotel și pe care poate vrei să o aduci în, în locuința proprie? Um, De-a lungul timpului, într-adevăr, am avut clienți, dar aici depinde puțin de designul pe care vrea să-și facă fiecare în locuință. Dar am avut clienți care au mers pe varianta de mochetă în absolut toată locuința. Automat crește gradul de confort pentru clienții respectivi, plus faptul că, nu știu, în sezonul rece, poate te mai primi prin casă cu un ciorap, cu un șlab în picioare, cu așa. Ai, mocheta, îți conferă. Chiar dă Mocheta îți conferă, îți conferă gradul ăsta de, de căldură de care ai nevoie fără a fi disconfort în zona respectivă. Plus că, v-am spus, sunt mochete semiprofesionale, cu fire scurte, care se întrețin foarte ușor. Aici vorbim în special de mochetele care au firul din poliamidă, care au un fir elastic, un fir care nu se murdărește așa ușor sau se întreține, se curăță destul de bine și singura întreținere sau mentenanța muchetei uh, se poate face printr-o simplă aspirare. <fie>